Zu Craiova 1948 a pierdut, țineți-vă bine, poate nu știți, poate n-ați citit, dar țineți-vă bine. Deci a pierdut cu echipa a doua, Basarabian, nu se ține deja bine. A luat masa, te ții bine, Pandi? E țapănă, da? Te ține bine de tot. Te ține Ia bine. Să vedem. Cât? 2-7. Oh, victorie. 2-7 cu Erste, nu cu Zweite FC Köln, nu cu Erste FC Köln. Cu Erste FC Köln, dacă pierdea 7-2, nici aia nu era tocmai. Dar cu a doua echipă a lui Köln, adică Liga a patra, 2-7. Rapidul a făcut excepție. A bătut-o pe Győr cu 1-0. Bine, Győr, echipă de Liga a doua din Ungaria, locul 13, 14, ceva de genul ăsta, sezonul trecut în Liga a doua. Toată lumea, avem o victorie. Dinamo tocmai a pierdut ceva mai devreme cu Zala Egerșeg, 0-1. Suntem pe val. Ludogorets, e valul ăla mic. Am zis că e valul Ludogorets 0-2. Care val? Ăla mic de tot? Ăla mic de tot? Sau suntem sub val? Sau cum pe sunt? Alea de suntem, surf? Suntem pe alea de surf, dar o să ne prăbușim și o să ne înghite. Pare că ne... Alea mici. Cum? Că, dom'le, eu înțeleg. Și pe bună dreptate. Nu contează rezultatele meciuri amicale, pandică, toată lumea așa, asta zic toți. Când nu au rezultate în meciuri așa amicale. Așa și este. Așa și este. Așa și este. Dacă îmi pierd toate, numai pentru noi am impresia că nu contează rezultatele meciurilor amicale, că pe la alții văd că ăștia alții pot să te bată. Da, depinde cum gândesc fiecare meciurile. Ai noștri se pregătesc, l-am auzit și pe Crețu, domne, am jucat, dar am fost obosit pentru că ne-am antrenat, eu cred treaba asta. Mm-hmm. Adică ei pot să se antreneze dimineața și după masă să aibă meci. Da? Să pună și pe preț și pe antrenament și pe meci, atunci s-ar putea să fie obosiți. Nu mi se pare că este ceva ieșit din comun, dar 2-7, nu știu dacă poți să pierzi cu Liga a 4-a din Germania. Uitându-mă pe echipă, erau câțiva jucători, cel puțin cei trei din față, plus Chițu, plus Hakim, erau buni din ce am văzut eu. Enache, Companiucci, pe care o să-l descoperim, da? Kvakic, Dani Enriquez, Mascarenhas, da? Hakim, Zamfir, Van Durmen, Betten, Bahasa, Chițu. Sau, mă rog, Betten cred că dreapta, da? Van Durmen mă gândesc în centru, Bahasa în stânga, Chițu în față. Și cu echipa asta tu iei 2-7 de la Liga a 4-a germană. Da, celor de la Craiova le place de Companiu, nu? Tot cei cu Companiu îl aduc. Ăsta are niște nuci la sfârșit, dar în rest e tot Companiu la început, nu? Cu nuci la sfârșit. Cu nuci. Companiuci. Companiuci. Nuci. Nuci. Și pe Companiu și pe Panuci. Da, și pe Nuci și pe Panuci, pe toți. Adică tot cei cu Companiu vin încoace. Vin încoace cu 2,5 milioane. Da. După aia cineva pe tine. Găsești, găsești cineva ca să dea 1,5 milioane pe tine. Să nu zicem pe cine găsești. Nu, că a dat goluri, adică ți-ai nu, chiar nu, treaba da. Cu el. Da. Dar da, 2-7 cu Liga a 4-a, adică hai să o luăm altfel. Nu contează, Nic, da? Meciurile amicale, nu contează rezultatele. Ba, contează și meciurile. Ba, da, doi, ce contează? Contează și jocurile amicale. Pentru că a, deci urmări... tu zici că contează. Nu. Contează pentru că este clar că urmărești niște lucruri pe care vrei să le aplici la jocurile amicale. Dar, într-adevăr, este importantă și pregătirea fizică a jucătorilor, pentru că asta se vrea în această perioadă. Dar la Craiova 1948 ar trebui să exceleze, că e antrenorul principal acum, nu? Care e preparator fizic. Nu vreau să discut ceea ce se întâmplă acolo, dar mă refer așa, că, în general, este clar că în prima perioadă mergi pe pregătirea fizică a jucătorilor, în funcție de câtă vacanță au avut și vrei să acumulezi în prima perioadă. Apoi, în următoarea perioadă, practic ultimele 2 săptămâni, înainte să înceapă campionatul... Se pare că a fost așa lungă vacanța? Păi tocmai, că nu a fost așa lungă vacanța și s-a pierdut foarte puțin. Craiova, pe cât a jucat meciul ăla cu CFR Cluj? Cred că la începutul lui iunie, nu? 2, parcă? 2 iunie? Da, 2 iunie. Că a fost și acel baraj, a avut și FCR și barajul cu Dinamo și a fost și în jurul, parcă. De la începutul lunii ăsteia. Da. Și au avut vacanță la începutul lunii două trecute, săptămâni, practic o lună. 2 săptămâni, cred că au vacanță. Nu, s-a pierdut foarte mult, s-a pierdut foarte puțin în această perioadă. Când și 20-30%. Și bănuiesc 20-30%. Unii au mai fost și făcut în această vacanță, nu 2 săptămâni n-au făcut nimic. Bănuiesc că în prima săptămână nu fac nimic jucătorii și apoi următoarea săptămână le dai un program de vacanță cât de cât să facă ceva. Dar, și încarci mult? În concluzie? Adică nu, tu acum îi încarci mult? Haideți să vă spun, scuză-mă. Eu înțelegeam acum niște ani de zile
când erau pauzele alea de câte două luni, două luni și ceva, mă, mergea ăla, stătea două venea săptămâni, zero, trei săptămâni. Venea pe zero. Venea pe zero. Nu, pe vremea mea veneai pe zero, nici n-aveai unde să te duci. Pe unde te duceai? Era o iarnă, da, unde te duceai să te antrenezi? Adică n-aveai. La sală, sau, nu, aveai, la sală, nu, n-aveai mai nimic bun, să faci. Veneai pe, adică veneai, veneai pe zero. Veneai plus 10. Zero n-aveai. 10%. Veneai, veneai zero, că nu veneai ca mine, după, da, după Crăciun. Da. Bine, nu, dar aveai o lună și ceva, o lună jumate de nefăcut mare lucru, asta că nu prea aveai unde să faci. Bun, dar și atunci, eu înțeleg că încarci, scuză-mă, eu înțeleg că încarci și că poți să pierzi meciul ăla de la prânz, să te bată oricine. Nu, dar nu poți să încarci, știi, exact ce zice el, pentru că tu faci testele și vezi, au pierdut, da, 30%, tu pleci de acolo, de, da, unde acolo, sunt, da, în momentul ăla. Pentru că dau niște teste, da, după, când vin de vacanța, au venit astăzi și a doua zi dai niște teste, normal, dai niște teste cu ei să vezi la ce nivel sunt. Și de acolo pleci, nu te duci să faci de nebun, să bănuiesc. Dar sunt jocuri amicale în care urmărești, scopul tactic trebuie să ți-l urmărești, ceea ce ai lucrat în antrenamente și trebuie să pui în practică la joc. Asta nu înseamnă că trebuie să pierzi jocul, pentru că și celelalte echipe sunt la fel ca noi. Sunt tot într-o perioadă de pregătire și ei, precompetițională, și își doresc și ei același lucru să facă, să pregătească echipa în prima parte fizic și apoi jocurile amicare pe care le au. Dar când joci cu o echipă de Liga 4 și pierzi de asemenea manieră, e mai greu să digeri acest rezultat. Sau aici mă refer la echipele care, de exemplu, cum e Farul. Au jucat dimineață cu o echipă. Vedem imediat echipele și vorbim de Farul. Sau FCSB-ul, care au jucat, eu știu, 60 de minute cât au jucat cu prima echipă, au fost 2-2 cu cei de la Anderlecht. Apoi că s-au schimbat, i-au uitat și jucători noi și jucători mai tineri. Na, se întâmplă să pierzi. Până la urmă, important este ca tu, ca antrenor, să-ți îndeplinești obiectivele pe care le urmărești în această perioadă. Și de la antrenamente și de la jocuri. Am văzut eu, nu știu, am văzut o declarație, de exemplu, domnului Neagoie, după jocul cu Ludogoreț, în care spune că cei de la Ludogoreț s-au antrenat, au făcut un antrenament înainte cu o zi, a doua zi au făcut un antrenament ușor, păi așa au decis să antreneze. Hai să faceți și noi la fel atunci. Și să câștigăm și meciuri amicale. Da. Adică nu văd un lucru să spui că ei au făcut mai puțin și noi am încărcat. Ok, dacă ai încărcat, nu trebuie să... Acum trebuie să dăm că am pierdut jocul pentru că... Am făcut ok, obiectivul nostru a fost să ne antrenăm mai bine, să încărcăm la antrenament și la joc, eu știu, să încercăm să, pe scop tactic, să vedem niște lucruri. Că am pierdut jocul, ok, asta este, am pierdut jocul, se întâmplă. Dacă se spune că adversarul a făcut nu știu ce program și noi am făcut un alt program și... Adică nu ți se pare în regulă genul ăsta de... Se pare că, ce, te ascunzi un pic pe după... Nu, dar... De ce să ies? Ce am făcut eu? Noi am făcut asta a fost obiectivul nostru în aceste două săptămâni sau 10 zile cât am stat în cantonament. În meciul amicare, știam că o să fim obosiți, că am văzut că a declarat Crețu, parcă a declarat după joc, că am fost obosiți, am făcut antrenamente tari, ok. Toată lumea înțelege, pentru că știm că se întâmplă lucrul acesta. Dar nu se discute despre ce fac ei alții nu se pare ție ok. Că au făcut un antrenament ușor și că după au venit la meci și au fost bine. Și că... Da, e până la urmă. Ce este uimitor la seria asta de rezultate este că, într-un fel, par o continuare a ceea ce am văzut la echipele naționale. Adică nu e... Și eu o să înțeleg, dar stai-mă un pic că-s meciuri amicale. Bă, dar chiar toți ne bat? Adică noi chiar pierdem cu toată lumea. Chiar ai ajuns în halul ăsta să nu mai poți... A bătut rapidul pe Ghior, da? Dar te bat toți, că și aia sunt tot în pregătire, mă gândesc. Nu vreau să mă gândesc când începe Zweite FC Köln, campionatul. Că nu cred că îl începe odată cu noi, acum. Bulgarii încep cu noi. Bulgarii încep cu noi. Köln 4 începe odată cu noi. Dar era bine să știi că n-au început ei pregătire. Deci, serios, nu știu exact. Adică mi se pare că e... Parcă vezi un film de ăsta horror... care se tot continuă așa, adică nu se termină când bagă ăla cuțitul, îl ia și îl și hăcuie un pic, adică îl mai și tranșează pe pom după ce l-a omorât. Asta apar rezultatele astea, greșesc, Pandi? Nu, nu sunt bune, da? Fiecare știe ce are de făcut, probabil, și nu îl deranjează prea tare dacă pierde un meci în pregătire, bănuiesc. Nu știu, cuplul ăsta de... Depinde maniera, de la Ucraina, maniera cum îl pierzi. Pentru că joci cu Ludogoreț, pierd 2-0, campioana Bulgariei, joacă prin an de Champions League, să pierzi jocul, mai ales cum au și tu, s-au făcut antrenamente tari. Aia te baci la oficial. Da, dacă pierzi cu Liga 4 din Germania și la de maniera asta la 7-2, e mai complicat. Adică, știi, dacă ar fi fost
antrenorul care a stat dacă două era săptămâni. Kjolnu, dacă te bătea Kjolnu, atunci... Nu, vreau să spun dacă era antrenorul Janeiro. Portughezul. Da. Mă gândeam chiar că poate fi dat afară. Da, păi după nu, a fost dat afară înainte de meciul ăsta. Da. Nu l-a mai apucat nici meciul ăsta. Eu am zis că nu l-a apucat Janeiro pe el, dar bă, văd că nu, nu l-a apucat nici iunie. Iulie nu l-a prins, că el a fost dat afară în iunie. Păi, da. A, iunie l-a prins, da. Nu l-a prins iulie. Iulie. Iulie nu l-a prins. Cum e iulie în portugheză? Juliu. Juliu? Juliu. Cred că da. Nu l-a prins nici Juliu. Nu, da. Stai că poate nu e așa și... Nu, dar Janeiro a spus că nu prinde Janeiro. Deci nu l-a prins Janeiro, l-a prins 3 zile. Adică Juliu e mai... 30 de ani. Nu te prinde Janeiro. Dacă nu te prinde Janeiro, e cum e. Nu, e cum e. Adică aveai cotă mică să te prindă Janeiro, știi? Da. Dar Juliu să nu te prindă eu. Da. 3 zile cât a stat? Da, trei zile. Da. Nu, dar 3 zile de antrenament. Trei zile de antrenment. Nu, eu credeam că din momentul conferinței de presă. Asta mai mult, nu? Asta mai mult, asta 2-3 săptămâni. Da, că eu mă gândeam, țineți minte, Teja? Cu cine a pierdut? Teja era la Dinamo. A pierdut 7-1 cu Danemarca, U20, ceva de genul ăsta. Și după meciul ăla, avea impresia că soarta este deja pecetluită, adică el după aia a mai stat, nu știu, 2-3 etape, cred că în la început. În cred că 3. Vreo 2-3 etape. Da. Au pierdut și acolo, au văzut oamenii că stai un pic, că nu e în regulă ce se întâmplă și te-au dat afară. Da, dar la Craiova deocamdată nu este un antrenor cu licență pro. Momentan nu este. Dar, adică nu știu ce se întâmpla sau ce se poate întâmpla. Mă gândesc că acum ar trebui tu, Adrian Mititelu, să accelerezi un pic căutările după un antrenor. A, că n-are pe cine să dea afară. Că prima dată accelerai, dat-o afară. Dar dacă nu ai pe cine să dea afară, acum accelerezi, să aduci pe cine. Bă, hai să dăm afară. Păi pe cine să dăm? Că noi suntem peste tot. Putem să dăm pe cineva? Nu putem. Hai atunci să facem ceva, să aducem pe cineva. Eu mi-și închipui stând așa, știi ce? Bă, ce aș fi dat afară azi un antrenor? Da, pe cine să dau. Dacă aș fi putut să dăm pe cineva. N-am pe cine. Ok, vreau să vedem echipele Farului, să le discutăm un pic și după aia o să vedeți ceva ce a spus Hagi într-un dialog cu mine acum vreo 3 săptămâni, o lună, imediat după finalul campionatului. Dar haideți să vedem echipele. Astăzi pierde 5-0 cu, stați să vedem, cu Banik Ostrava, da? Asta e echipa care pierde 5-0 cu Banik Ostrava. E de înțeles că pierde? Da. Da. Hmm? Da. Deci Dămâneasa din... cu Doicaru, cu Popescu... Stai, noi nu știm Banik Ostrava, noi credem că au venit cu prima echipă, noi nu credem că au venit și ei tot cu Doicaru și cu Andronache. Dumitrache, sunt foarte mulți... Dar dacă au avut și aia Dumitrache și Andronache în echipă? Nu, noi aia a venit cu prima echipă, da? Aia a venit cu prima echipă. Da, hai să o luăm așa, din echipa asta câți credeți că vor și prinde lotul Farului? Nu, vor fi prinde lotul Farului în general. Adică să, mai ales la câți jucători, că au transferat o grămadă de jucători cei de la Faru în perioada asta. Adică Buzbuchi probabil, mă gândesc că o să fie rezerva lui Ioani. Dusso cred că prinde. Da. Dusso prinde? Da. Gustavo Marins cred că prinde, dacă anul trecut a fost. Da, da, depinde dacă mai aduc fundașină. Bason, nu știu ce să zic. Baravikas, Bason, cred că e tot cu B, s-ar putea să meargă pe urmele lui Baravikas, nu știu. Ok. Mai e și Viana acolo. Aici și Viana, da. E Borza Viana. Da. Borza și Viana care da. Ok. E Borza și Viana, mai e și Kiki care și, e și el fundaș stânga care de fapt a mai jucat fundaș dreapta, a fost trecut în fundaș drept. Deci Marin s-ar putea Dusso, mă gândesc că ar putea să rămână, nu? Ducurec. Da, Dusso, da, Ducurec, da, care? Și în rest nu știu dacă mai rămâne cineva. Și greu să prindă cineva. Greu să îți imaginezi. Părea că la un moment, la un moment dat, pare că face ceva, dar văd că nu. Bun, cu ăștia e normal, 5-0, da. Banik Ostrava. Ei au venit cu echipa bună, e normal, am văzut acum echipa, era aia bună. Ok, și acum, Farul Varta Poznan, astăzi 0-3. 0-3, hai să vedem echipa de astăzi. Ăștia trebuie să te bată că sunt pe baterii, Varta nu-s baterii? Da. Ăștia sunt pe baterii ca lumea și atunci de-aia trebuie să te bată. Ioani, titular. Da, Sârbu, care a jucat mult. Boli. Pe Chiroș am înțeles că l-au vrut, nu juca și acum l-au putut lua, cred că e un portughez. Bun, Viana nu cred. Dacă rămâne Borza acolo, nu joacă nimeni acolo pe partea stângă, după părerea mea. Dacă le ia Fulham sau cine le ia, că tocmai a făcut ofertă de 2 milioane, s-ar putea să joace ceilalți 3-4 cât sunt pe acolo. Nedelcu, da, Artean, da.
Vână, să știi, cred că o să aibă șanse. Mie mi-a plăcut de Vână. O să râzi, nu o să râzi, treaba ta ce faci, mie mi-a plăcut de el. La Craiova, la, da. Viitorul. La Craiova, când era la Viitor. Mi-a plăcut când l-am antrenat, mi-a plăcut de el ca băiat. Mie mi se pare că e un băiat, dacă înțelege, era, vrea să înțeleagă, adică cred că o să facă Vână ceva, adică nu cred că o să mai fie Vână de la Craiova. Bun. Și o să-l vedem în primul 11. Borginio aici. Borginio. Borginio. E Borginio? Păi... E Borginio? Eu știam că... Da, ok. În fine, cum e, că nu contează. Rivaldinho prinde. Aici nu știu ce să zic. Sali prinde. Deci, ar trebui să prindă și mai mult acum Sali. E clar că lipsesc mulți jucători. Le lipsesc, de exemplu, la fundași centrali. Da. Amândoi fundași centrali. Amândoi fundași centrali. Fundași stânga lipsește. Cu Kiki. Eu știu, la partea dreaptă, să zicem, locul lui Sârbu, Kiki, care a jucat mai mult. Probabil. În zona centrală lipsește Băluță, care... foarte important. Să ne lipsește Alibec. Artean, Nedelcu au jucat titular multe meciuri. Da, adică nu, nu e ca și refer, cum... Eu mă refer nu că jucătorii Luis pe care ei, nu, eu da, Luis Muntean nu o să mai fie. Primul 11. Nu, eu mă refer la jucătorii pe care ei pot să introducă în campionat sau în preliminar de Champions League. Adică la fundaș, la Larie, nu știu, Popescu de a accentat o perioadă mai lungă. Dar mă refer Băluță, deci, care poate să intre la mijlocul terenului, Larie, cu Borza. Da, Borza 3 deja acolo. Băluță 4. Băluță 4. Alibec 5. Alibec 5. Grameni 6. Mazilu 7. Mazilu 7. Deci 7 jucători care pot să intre în... Care bun, sunt titulari care au fost titulari anul trecut. Fiți atenție la dialogul pe care am purtat cu Gică Hagi și după aia o să vedeți, o să revenim să dialogăm pe subiect. În continuare suntem motivați să construim, să construim, să construim, să facem un club stabil, puternic, unul dintre cele mai bune din România, care să-și dorească să facă performanțe. Hai să arăt ce spune Răduciu. De Pandi, nu? Ce a zis el, de ce mi-a zis? De Champions League, o să ai grijă cu el? Cu siguranță, cu siguranță. O să încercăm să formăm un lot mult mai complet. Mult mai complet. Ai nevoie? Da, bineînțeles. Că e programul foarte... E extrem de condensat. Am spus-o. O să fac două echipe. Două echipe? Da. Ok. O să joc cu două echipe. Fără probleme. Una în campionat, una în cupele europene? Da. Așa că, așa în mintea mea, acum asta e. Bun. Două echipe care să ducă pe două fronturi. Și nu, adică nu o să fie jucători care să joace din 3 în 3 zile? Așa cum o văd eu în momentul de față, nu cred. Nu, două formații. Practic îți trebuie două, să zicem că Ioani e... Nu, doi pe post, foarte buni. Și Ioani să aibă concurență. Bineînțeles. Bun, asta spunea Gică Hagi, Pandi spusese, i-am și arătat în podcastul pe care îl găsiți pe YouTube-ul nostru, din YouTube Orange, îl găsiți acolo tot dialogul și tu la un moment dat îi spui, îi transmis lui că i-am pus diverse fragmente, ce ai spus tu, ce a spus Răducioiu, ce a spus Nic, chestia cu schimbările, știi, și i-am prezentat diverse fragmente în dialogul nostru și l-am rugat să le comenteze. Tu spusese atunci, sunt sigur că Hagi o să aibă grijă să facă un lot suficient de bun pentru Champions League. Asta spusese imediat după ce a câștigat campionatul. Bun. Și acum el zice, vreau să fac două echipe. De ce am ajuns aici? De ce am luat fragmentul ăsta? Pentru că te uiți la echipa asta folosită, mai ales în al doilea meci. Și îți dai seama că asta ar putea să fie o formulă pentru campionat. Da. Și cealaltă, ceilalți care lipsesc, să fie în Champions League, da, de care am vorbit, Băluță, Mazilu, Grameni, Alibec. De aici Nedelcu, Artean, probabil se duc acolo la cea de Champions League. Și tu poate și Boli, nu? Și tu pierzi acum cu locul 9 din Polonia, din ediția trecută a campionatului, 3-0 cu echipa asta, la o săptămână depărtare de meciul cu Șepșii, de Supercupa a României, la două săptămâni de campionat și de tururile preliminare, pentru că tu începi repede tururile preliminare, da? Și întreb, ce credeți că gândește Hagi în momentul de față referitor la ideea asta de a face două echipe? Nu, eu cred, din ce l-am văzut, că merge pe ideea asta. Vrea să câștige meciul cu Șerif, vrea să se califice, după părerea mea, să treacă de Șerif. Dacă treci de primul tur, ai șanse mari să prinzi măcar conference. Și în campionat să facă o echipă care să facă puncte, pentru că tragerea te-a avantajat. Adică fiind pe primul loc, fiind în Champions League, ai avantajul ăsta de a nu întâlni echipele de play-off în primele meciuri, ceea ce e un avantaj mare.
Nici echipa asta nu arată foarte rău, dar nici prea bine. Adică Salieri, Valdinio, Borginio, nu știu eu ce prea ce poți să faci în campionatul nostru. Că nu e chiar așa de ușor. Chiar dacă pare, campionatul nostru pare ușor, știi? Și ăștia când sunt prin B și toată lumea, oh, domne, din B, las că venim noi cu jucătorii ăia, facem dregeni, te trezești din etapa 10-a că n-ai niciun punct. Cum s-a întâmplat cu mare parte dintre echipele astea care au venit din Liga 2. Deci e total diferită prima ligă. Dai de jucători buni, dai de antrenori bun, trebuie să câștigi nu numai pe echipă, trebuie să câștigi și cu mintea, să cunoști jucătorii adversi, să cunoști stilul antrenorului. Sunt multe lucruri care te fac să câștigi un meci în prima ligă. Deci nu cred că îi va fi ușor cu echipa asta să se descurce în campionat. Asta mă gândesc. Adică, Nick, tu ai trecut de două ori prin situația asta cu FCSB, da? Și în primul mandat, când te-ai descurcat excelent în cupele europene, după trei meciuri, cred că erai calificat, da, în primăvară. Și în al doilea mandat european ai adus echipa în grupe. În grupe nu a fost ce trebuie, dar în campionat nu mergea jucăria. Da, și acum te întreb dacă un rezultat de ăsta, cum este cel de astăzi, cu locul 9 din Polonia, te bate 3-0 cu echipa pe care tu te gândeai să o bagi în campionat. Că cred că asta se gândea, să o bagi în campionat. Dacă începi să ai dubii, să regândești strategia. No, cu siguranță te macină acest lucru că ai pierdut aceste jocuri, dar 100% va merge pe ideea lui domnul Hagi, pentru că a spus clar, face două echipe și așa va face, pentru că atunci când își pune ceva în cap, aia face. Dar îi va fi foarte greu. Mă refer că îi va fi foarte greu cu echipa pe care o va folosi în campionat. Pentru că are niște principii, are o filozofie pe care el o urmează. Jucătorii, cei care au venit noi, vin de la unele cluburi în care jucau altceva. Și lui va trebui timp pentru aceste lucruri. Pentru că el n-a adus, cum am avut eu, de exemplu. În primul mandat mă refer la FCSB, unde aveam jucători buni, aduși de la Faro, de exemplu, sau Viitorul, cum era. Deși el a adus niște jucători care jucaseră la el. Tocmai asta e, el tocmai de asta. Acum a adus jucători care... Un mix. Da. Nu prea au jucat la echipele lor sau jucători după la echipe mai mici care jucau altceva. Și să-i facă să joace ceea ce dorește el, are nevoie de timp. Și de asta nu știu dacă în campionat va reuși să facă, dacă va schimba, eu știu, 11 jucători să joace în campionat și 11 jucători în preliminare pentru Champions League. Va fi foarte greu. Ai remarcat bine. El a luat jucătorii care știu filozofia lui pentru ca lui să-i fie mai ușor în momentul când face echipa a doua. Mulți, da? Mulți. Gen Rivaldinho, gen Vână, că ne uităm aici. Duso, da? Sunt jucători care au fost și mai sunt și alții, parcă. Nu? Sunt vreo 6 sau câți erau, nu? Parcă? Cam ăștia sunt. Nu? Doar ăștia? Din ăștia care au revenit. Da, Rivaldinho, Vână, Duso. Nu mai erau? Parcă mai erau. Au adus doi de la Feciar, deci pe Ben Shaib de la tine. Ben Shaib de la tine. L-a adus pe Carnat, care fusese... Carnat a jucat la echipa mare, n-a fost la echipa mare. A plecat la 15 ani. Să zici cât de cât că a făcut juniorat, dar degeaba. A plecat acum 15 ani. Când eram 10 ani. De asta mă gândesc... Vorbind despre campioana României, că de-aia am început discuția așa. Pierzi astăzi 0-5 cu copiii, poate e logic. Dar pierzi 0-3-ul ăsta și cred că încep să stai să te gândești, bă, oare să fac așa, oare să folosesc totuși așa face. O echipă mixtă, totuși să bag și 2-3 care joacă în Champions League, să-i bag și în campionat? Așa face. Păi fii atent, se zice că e Buzbuchi, da? Buzbuchi, Sârbu, Boli, Nedelcu, se zice că rămân ăștia, da? Sârbu, Boli, Vână, Artean, Salieri, Valdiniu. Mare parte, da, ăștia doi nu o să fie, sigur. Artean Artan să și cu Nedelcu. Nedelcu ar putea să fie. Dacă sunt Gramenii, Tudor Băluță și Artean, la mijloc, ai putea pe Nedelcu să-l vezi bine, în campionat. Bine, o secundă, că trebuie rezerve și acolo. Adică nu pune, da, da, trebuie și acolo 5 oameni evident, care pot să-i muți după aia, dar ei vor fi acolo. Oricum, nu va fi ușor. Va fi, pentru că eu știu, am trecut prin treaba asta, practic antrenez două echipe. Păi asta și face meciurile amicale, dacă îmi vine în ciclu săptămânal el pare că are trei echipe și joci cu o echipă, joci la o echipă la o săptămână și cu cealaltă la fel la o săptămână. Pe unii trebuie să-i antrenezi într-un fel, care joci miercuri cu ei trebuie să-i antrenezi într-un fel, da? Cum are el, joacă miercuri. Și pe ceilalți care... Dacă îi aduce la ore diferite. Nu, n-ai cum. De ce? Nu poți. Păi n-ai cum să faci antrenament cu 11 inși sau cu 15 inși. N-ai cum. Păi nu, pentru că te interesează să faci și jocuri 11 contra 11, ai posesii de făcut, ai lucruri tactice pe dar care știi, le faci. Dar știi, stai un pic.
Hagi are trei echipe în momentul de față, cel puțin. Da, dar nu va avea 30 ceva ascultă, de jucători la antrenament. Ascultă, deci are ăia 11 din primul meci, da? Nu, dar e partea, pe care, se face pe care 16-16. Sunt ăștia 11. Da? S-ar putea să-i aducă și la ore diferite, după aia, să știi. Ben Shaib nu a jucat, da? A venit... Dar n-au jucat vreo 7-5. Dar... Recent, eu vorbesc și inclusiv din ăștia nou aduși. Da, da, acum n-au jucat unii. Da, n-au jucat vreo 7 jucători acum. Că i-am enumerat cu Larie, cu Băluță. Nu, Ben Shaib aduși, zice. Deci eu vorbesc inclusiv din ăștia nou aduși. Păi nu știu care n-au jucat în aia. Carnat, în afară de Carnat și Ben Shaib, cine n-a mai jucat? Carnat, Ben Shaib n-au jucat. Și atât. Carnat, Ben Shaib, da. Nu, cu siguranță nu va fi ușor să facă acest lucru, dar eu cred că va reuși, pentru că am încredere că poate să facă treaba asta. Bun, o să ne lămurim. Pe de altă parte, vorbeai de meciul Craiovei de ieri, pierdut cu Ludogoreț. Vreau să ascultăm pe Bancu, pentru că revine, joacă, da, joacă 45 de minute. Da. Cred că și Edi Iordănescu îmi închipui că e fericit după ce am pățit cu fundașii stânga în ultima perioadă. Da, și el e chiar e un băiat ca lumea, e un băiat care știe fotbal. Mie mi-a plăcut mult de tot de el. Bun, îl ascultăm. Un meci foarte greu, ținând cont că ei sunt la finalul cantonamentului. Se vede că au prospețimea mult mai mare decât noi. Noi ieri am făcut două antrenamente foarte grele pentru a acumula multă adrenalină, mult efort pentru a fi bine în campionat. Și este greu când joci cu o echipă de calibrul lor să fii 100%. Din fericire, pot să zic că am făcut un meci bun, am luat al doilea gol pe o greșeală a noastră, pentru că am avut și ocazia de a face 1-1, putea să fie altfel rezultatul. Per total, ce să zic, este bine că am ieșit cu toții sănătoși și ne gândim să fim bine pentru campionat. 20 de minute, 30, acum 45, ușor de țin prin ritmul normal, să spunem. Da, asta a fost obiectivul de la începutul sezonului. Încă de când am început pregătirea, am vorbit cu cei din staful echipei. Se vorbea să nu joc deloc în primele amicale, dar din fericire am fost bine. Genunchiul nu mi-a creat nicio problemă și acest lucru a contat mult în revenirea mea pe gazon. Începe stare cu derby, cu Dinamo. Da, așa este, o echipă de tradiție. Mă bucur că a revenit din nou în prima ligă. Dar trebuie să mergem acolo să câștigăm cele 3 puncte, pentru că dacă vrem să ne atingem obiectivele pe care le-am propus, trebuie să câștigăm fiecare meci. Da, e interesant pentru că ei încep la Dinamo, da? Cei de la Craiova. Craiova cealaltă începe împotriva FCSB-ului Craiova, care e bătută astăzi. La Târgu Jiu am văzut, nu? Zdravă, da. Da, la Târgu Jiu, bătută și unde înțeleg că e gazonul prost. Bătută zdravă. Dacă se va face gazonul până la ora jocului. O, păi ce, au interes mare de tot să schimbe acum gazonul, nu? Da, știu unde faci. Ce? Bagă-l cât mai, nu? Cât mai scump, nu? Am un prieten cât mai care scump. Are o... Am un prieten pe ăla mai scump acum. Am un prieten care are o firmă. Păi, drag, exact de gazon se poate. Păi, numai, deci... Da. Deci de gazon, da. Nu știu cum ăla, da. Tocmai era... Da, ea nu mai dorm acum, cum să pună gazon nou acolo pentru primul meci cel puțin. Și am unul mixt. Da. Acum, că asta e ultima. Da. Știi că până acum le aduceai pe la gazon natural, acum, se strica? Da, ăsta care se ține. Da. Un pic mai scump? Da. Hibrid. Da. Așa. Cum hibrid. E 4-3-3-ul nostru la național, ai uitat? Da, că hibrid. Din 3-4-3-4. E hibridul. Nu știu că în 4-3-3? Hibrid. Hibrid. Da. Azi. Ca terenul. Adică nici una, nici alta. Nici 4-3-3, nici 3-4-3, nici 4-4-2, nici 5-3-2, nici nimic. Nu e nici iarbă, nu e nici iarbă, nu e nici gazon, nici buruiană. Nu e nimic, da. Așa, da, bine că mi-ai amintit că uitasem de asta, că avem 4-3-3 hibrid. O să ne aducem aminte. Da, o să ne aducem aminte. Când va fi momentul. Va fi cazul, da. Revenirea lui Bancu înseamnă mult, sau ar trebui să însemne mult pentru Neagoe. Hai să vedem, să ne uităm la echipa de ieri. Pe de altă parte, se așteaptă verdictul în legătură cu Mitriță. Nu se știe ce a pățit Mitriță. L-a călcat pe tendon, parcă? Exact. Da. Asta este o echipă relativ apropiată de ce ar putea să ofere Craiova. Cine să joace în dreapta? În Dong? De la stânga să-l mute să facă și ei... Nu, joacă Bancu în stânga și în dreapta. Asta mă interesează. Păi cine joacă în dreapta? Cum a făcut Faro cu Kiki, să-l mute pe Dong. Când o să joace oare Bancu titular? Că nu știu dacă... încep cu el, adică de-abia are 45 de minute. Dacă a făcut toată pregătirea și a jucat 45 de minute, probabil mai au încă un meci până să termină cantonamentul. Dacă joacă vreo 60-70 de minute... Tu ești că e gata? Vezi că și tu ai trecut prin ceva asemănător. Da, da, da. Dacă nu joacă, aici trebuie să găsești în locul lui Danciu pe cineva. Păi și va fi Bayram acolo. Bayram și echipa... Bayram e accidentat, să vedem când se reface. Adică va fi când...
va fi absolut 100%, el va fi acolo. Pentru că el e under-ul de la, el e under-ul e 2002. Da. Ișvan, Bayram... Nu, n-are cum, acolo trebuie să fie un under. Deci Bayram, în zona aia de număr 10, trebuie să fie un jucător născut 2002, 2003, 2004. Da, mă gândesc la, te bate Ludogoreț, da? L-ai auzit și pe bancu, că și el a zis exact ce ți-a plăcut ție cu... Nu, el a spus că au lucrat, că au încărcat în perioada asta, că au făcut forță foarte multă și că s-a simțit obosat. La ei este normal să și Ludogoreț joacă Champions League, vreo 3 zile. Practic ei și încep și la fel ca noi în weekendul respectiv, 15 iulie atunci, și joacă înainte, eu știu, 11 sau 12 iulie, joacă meciul de preliminar de Champions League, cum joacă Farul la noi. Credeți că Neagoi are creditul intact? Adică e la, dacă ar fi să... Că noi la sfârșitul sezonului trecut, da? Momentul în care s-a ratat Europa, cam tot ce s-a zis s-a vorbit despre lot, despre jucători. N-au vorbit... Sorin Cârțu a vorbit despre Neagoe, dar patronul nu a vorbit, Mihai Rotaru nu a vorbit despre Neagoe. Și atunci el începe cu credit intact sezonul? Sau trebuie să livreze repede rezultate ca să-și securizeze poziția mai degrabă? Care credeți? Eu cred că asta cu repede cred că e corectă. Da, și eu cred la fel, că va trebui să facă rezultate rapide, pentru că cei de la Craiova în fiecare an au obiectiv campionatul și cupa, și Pandi știe cel mai bine că a fost acolo și anul acesta au ratat toate obiectivele. Și este clar că trebuie să înceapă bine campionatul. Pentru ei văd o problemă acolo la fundaș central, pentru că și Badeli și Silva sunt amândoi fundaș central de picior stâng, amândoi. Și aș fi dorit acolo un fundaș central de picior, dar au încă unul care îmi scapă numele lui acum, străinul care a jucat campionatul trecut. Dar mi-a plăcut foarte mult Badeli când a jucat funda stânga. A făcut-o foarte bine. Da. Dar nu prea are calitate. E tânăr. Da, când ai nevoie să-l bagi acolo, dar nu știu dacă are, știi, de fundaș stânga. Adică pare mai țapăn așa, mai mult de fundaș central. Adică așa mi se pare. Păi nu, l-au băgat, pentru că și Bancu accentat și în Dong a fost accentată în perioada aia și l-au băgat pe el și l-au folosit. Mă refer că mi-a plăcut așa, ca și curaj pe care l-a avut în acea poziție și arăta niște calități bune. Cum credeți că se simte Ivan în momentul de față? Pentru că Ivan este golgheterul campionatului trecut pe al Craiovei, cel mai bun jucător al echipei, vine Mitriță și pe el îl mută în dreapta. Pe o poziție de unde, cum să spun, tu Ivan, cred că atunci când îți faci calcule, zici, ok, anul trecut din stânga, de unde mă simt cel mai bine, am dat 14 goluri? Cred că da, 15 anul trecut, 14 anul ăsta. Parcă 14 sezonul ăsta, da? 29 de goluri, cred că în 2 ani. Bun. Am dat din poziția aia 29 de goluri în 2 ani. Așa și, acum ce fac? Adică, explicați-mi, pentru că voi ați fost jucători. Tu, Pandi, în cariera ta ai fost mutat din centru în tușă. Și mereu ai povestit. Și nu prea a vrut. Și de pe tușă, ca să fiu aproape de bancă. De-aia m-am mutat pe tușă. Că era banca imediat. Și plec din centru pe tușă, da, aceeași distanță fac și pe bancă. Da. Și tu mă, pe tușă, ca să fiu în dreapta, după aia pe bancă aproape. Mă gândeam tocmai la Edi Ordănescu, că am văzut că vrea zilele astea, nu știu dacă vrea, dar așa a apărut, că se duce să vorbească cu Ivan, să... Cred că acum când îl vede în dreapta, nu mai are de ce să se mai ducă, nu? Că era problema dacă era în stânga și marca în continuare goluri, da? Și trebuia să faci ceva. Acum în dreapta s-ar putea să te întorci din drum. Bă, stai puțin, îl bagă în dreapta, ia să mai aștept eu puțin să vedem ce se întâmplă. Pentru că după părerea mea, eu l-am văzut pe Ivan și în stânga și în dreapta și l-am văzut și vârf. În stânga a dat cele mai multe goluri, după în vârf a jucat bine și în dreapta cel mai slab. Da. Cel mai puțin bine, e bine, ca să nu zicem așa. Ai îmbrăcat-o cel mai, frumos, da, fericit. Cel mai puțin bine în dreapta. Da? Să-l duci acolo, mi se pare că i-ai luat interiorul, i-ai luat toate, nu știu ce goluri să mai... E ca la Tavi mai... Popescu. Dacă le iei din stânga pe Tavi Popescu și îl muți în dreapta... Nu este același lucru. Poftim? Nu este același. Adică, zici că mai rău pentru Tavi Popescu. Ivan, calitățile lui Ivan cele mai bune sunt viteza și forța. Da? Este clar, este jucător de bandă. Într-adevăr, în partea stângă, spui că vine în interior și își face să-și facă mingea pe piciorul drept și să aibă execuție, să dea la poartă. Dar el nu este un jucător de zona centrală, pentru că în aglomerație nu se descurcă. El are nevoie de spațiu. Și eu
cred că, adică între el și Mitriță, mai bine alegi pe Mitriță acolo, pentru că Mitriță este jucător de interior care vine în zona centrală, intră în interior, știe să descurce în aglomerație, are o tehnică bună și poate să intre, să se întoarcă spre poartă și să ia unul contra unul acolo sau să verticalizeze, să dea ultima pasă. Mitriță are și ultima pasă. La Ivan, el nu are ultima pasă, Ivan. Și cred că... Dar să-l pune de zici tu, de 10? Tu vorbești de 10? Nu, eu mă refer când vine din partea stângă și intră în interior. Pentru că dacă și din partea stângă și în interior, pentru Mitiță are mult mai mare calitate Mitiță în zona centrală când intră de acolo în interior decât Ivan. Da? Ivan este bun pe spațiu când îl prinde pe adversar unul contra unul. Și dacă va fi în partea dreaptă, nu este o mare diferență pentru el, pentru că are viteză bună, își face mingea pe piciorul drept și de la poartă. Ca să ajungă în fața porții, trebuie să ajungă și din partea stângă și din partea dreaptă să închide pe bara a doua sau să vină pe 11 metri când este mingea în zona laterală. Nu cred că va fi o mare problemă la el. O mare problemă va fi pentru Mitiță dacă îl trece în partea dreaptă sau pentru Tavi Popescu, cum am vorbit de Tavi Popescu, că îl trece în partea dreaptă și el mereu e de jucător de zona centrală, din punctul meu de vedere, pentru că acolo ar putea să dea un randament bun când intră în zona centrală. Ivan nu ar fi o mare problemă, să spunem, asta care... Eu mă aștept 60% să nu facă în partea dreaptă. Bun, și asta, întrebarea rămânea, întrebarea mea rămâne, tu ca jucător te frustrezi în momentul de față? Tu, Ivan, văzând că a venit Mitriță și că la primul meci amical ți-a fost schimbată poziția? Perspectiva asta... Cum te face pe tine ca fotbalist să, nu știu, să aștepți începutul campionatului? Încerci să dai cei mai buni, te frustrezi, te enervezi, spui, băi, uite că mi-a luat ăsta locul, poziția mea, campionatul viitor, în loc să dau 14 goluri, poate dau 3 goluri. Probabil că primele 3-5 meciuri nu zici mare lucru, depinde câte goluri dai. Dacă nu dai niciun gol în 5 meciuri, s-ar putea să fie o mare problemă. Îți găsești un alibi. Nu îți găsești un alibi, îți găsești ce s-a întâmplat. De fapt, tu ai spus că el poate și în dreapta, după părerea mea, nu poate, pentru că șutul lui cu dreptul este la colțul scurt, e greu să tragi de aici din dreapta, să prinzi un, ce să prinzi, un exterior, să prinzi un șiret, colțul lung, mi se pare că e mult mai greu decât din partea alta. Plus că el a dat 29 de goluri, el a dat 15, bine, și cu 11 metri, da? Nu era mai bine pe Mitriță să-l treci în dreapta? Din punctul meu de vedere, asta spun, adică de ce să ții un om care îți dă 15 goluri acolo ca să-l aduci pe Mitriță, să dea Mitriță 25 de goluri sau 20 de goluri? Mitriță, cât a fost la Craiova, a dat și el goluri. Și pe Mitriță e presiune să dea goluri din poziția aia, cred că. Da, Mitriță cred că o să dea goluri, cred că o să dea goluri la Craiova, dar asta spun, să dea Mitriță acolo 15-20 de goluri, da, dar... Mitriță a fost folosit la Craiova și de care? Pentru că știu când eram la FCSB. Și când era folosit în spatele atacantului, toate acțiunile lui erau de la jumatea terenului, de la jumate, spre partea stângă. Rar îl vedeai că se duce la partea dreaptă. Asta înseamnă că el nu se simte bine acolo și nu de randamentul bun acolo. Și Ivan, un sub 21 la dreapta. Ivan, de exemplu, a mai jucat la partea dreaptă. De exemplu, vine în minte cu Bayram. Bayram, mijlocaș stânga era. A fost mereu... Poate la dreapta? La partea stângă. Poate imediat. La dreapta Bayram? Da. Imediat, Bayram a fost la partea stângă. Nu putea să joace de Ivan. Ok, și dar ce poate la dreapta? I-a schimbat poziția, l-a pus de car. Da, eu zic că poate. Asta zic, și joci cu Bayram, joci cu Mitriță în centru și cu Ivan în stânga. Dar ai soluții, în dinamica jocului, dacă joacă cei trei, să spunem, cu Ivan, Bayram și cu Mitriță, și veniți pe faza de apărare și ții. Și unde te prindezi în zona ta, te prinzi. Și face în așa fel, să fie să-l prindă numai în stânga. Nu știu. Și Bayram în dreapta și Mitriță în centru. Nu, dar sunt jucători care se în timpul jocului, dinamica jocului, se pot schimba poziția. Pe faza de apărare veniți acolo în zona unde i-a prins, da. Bine, pe de altă parte nu este exclus la un moment dat la ce lipsă de eficacitate au avut în mare parte a sezonului trecut Coli și cu Markovic, să te trezești cu Ivan Vârf, Mitriță stânga. Nu, asta nu cred. Nu cred, adică e prea de tot. Da, l-ai pe Colic, l-ai pe Markovic. Dacă l-am pe Colic din campionatul trecut, nu, care și îmi dă Markovic, două goluri, sau câte goluri a dat Colic campionatul trecut? Două, trei goluri. Păi, nu te supăra. Decât să l-am pe Colic doar pe ideea că e vârf, păi dacă ăsta îmi dă 8 goluri, 10 goluri din poziție de vârf Ivan, nu mai bine... Și rezervă și pe Markovic și pe Colic? Păi dacă asta pot... Adică dacă ăsta o să-mi dea gol, Mitriță vine din stânga, îmi dă gol, Bayram trebuie să joc cu el în zonă centrală și în dreapta, nu știu, Ișfan sau ce mai au acolo. Când... Mai e sub 21? Cine? Ișfan? Nu. Să vedem acum dacă joacă. Da.
Nu cred, nu cred că ei au încredere și în Coli și în Marcovici. Nu cred că vine Ivan al treilea să le să ia locul. Nu. Bun, cred. Astăzi a fost prezentat noul stoper al FCSB-ului, Înghezam. Haideți să vedem ce a spus în primul interviu. Ați văzut familia și-a luat la revedere, plângeau toți. A fost foarte, foarte simpatic și emoționant totodată ceea ce s-a întâmplat în Africa de Sud. Acum îl ascultăm pentru prima oară ca jucător al FCSB-ului. I was happy. Told my family. I mean, there's an interest from the team from Romania. We followed the history of the team first. Yeah, then we discussed with my agent. I said yes, why not? I had some offer from Sheriff. This is the best best decision that I take. It's a big team in Romania. At this moment, no, I don't know players that much, but I only know about the country and the team. It's a beautiful country to put the team where it belongs, to win trophies and make history with the team. I've been in Europe before, but it was a camp. I was at Fulham, a camp. I was there for 2 weeks. Fulham. When? It was 2016. And also I was here with the national team under 20. Yeah, a camp at Netherlands. Former players were... Not really. Have you heard about him? Who? Jiga Haji, no. I'll choose from my position, all-time role model Sergio Ramos. Bun, l-am auzit. Nu știe niciun jucător român. Nici noi nu știm niciunul din Africa de Sud. Am văzut jucători, de exemplu, undeva, știm, place că... Ba, da, că nu s-a uitat repede așa. Știi pe Benny McCarthy. Da, da, să nu s-a uitat repede așa și să zică 2, 3 mai, așa. Exact. Parcă a fost mai corect așa, adică, nu? Că tot vezi, mai mult. Bă, tot vezi jucători, da, că vin de peste tot pe cea. Mari, da, jucători, nu, știu. Mie mi-a plăcut mai mult așa. Nu? Da. Și mie mi s-a părut... A fost ok așa. A? Da. Sunt foarte curios cum se va adapta, pentru că totuși are 25 spre 26 de ani, da? În Ghezana. Vii în Europa, ai mai petrecut, nu știu, 2 săptămâni la Fulham, o săptămână națională sub 20. Deci, n-ai, de fapt, n-ai fost deloc. La Fulham când era mic. 2016. Păi asta zic. 4 și cu 3, 7 și el are 25 de ani acum. 18 ani. Da. 17-18 ani. Atunci. Aia nu se mai pune. Și e de văzut cum se va adapta băiatul ăsta. Ce, da, caracteristici, dacă se va completa cu ceilalți. Că înțeleg că acum s-a schimbat modelul, nu? De, tu ziceai, erai fericit. Da, că s-a ajuns la discuția pe care o aveam mereu cu patronul, care îi spuneam niște lucruri cu fundașii centrali. Tu îi spuneai să știe fotbal. Da, pentru că eu așa-mi doream să, da, fundașii centrali, să pot să pasez cu ei, să facă superioritate, mm-hmm, să urce cu mingea, să verticalizeze, să dea o diagonală. Și a ajuns la concluzia că vrea jucători de tipul acesta. Înainte dorea pe cei care, eu știu, câștigă duele aeriene, să fie cât mai înalt, să aibă 1,90 m cel puțin. Dacă ia goluri cu capul, este vrea clar... fundași înalți. Dacă ia goluri pe jos... Este vrea... clar că l-au analizat foarte bine, că știu cum se face acolo și eu cred că sper să fie un jucător care să-i ajute. Pentru că au mare nevoie, au renunțat la doi fundași centrali, mă refer la Tam și la Cristea. Din punctul meu de vedere, doi jucători pentru cei mai buni din Liga 1. Eu vă zic care este partea bună din punctul meu de vedere. Dacă există o parte bună. A venit un jucător nou de undeva dintr-o zonă în care nu te așteptai. La o echipă bună, mă gândesc că a fost totuși verificat, nu ți-au venit două DVD-uri, te-ai uitat pe două DVD-uri și ai zis că e ok. Adică nu s-au întors. Știi că la noi e fenomenul ăsta, o agenda. Pleacă, îl întoarcem. Sunt tot felul de jucători de ăștia, da? Care pleacă și se întorc. Pleacă și se întorc în România. Care nu își găsesc locul pe niciunde. Da, pleacă acolo, se întoarce. Acum Hefte. Văd că a plecat acolo. Acum îl vezi. A venit. Care dă și gol. Exact. Înapoi nu-l cumpără. Vali Gheorghe. A plecat în Turcia. Acum s-a întors la FCSB. Asta e ceva nou. Nu știu. Bun, rău. Nou și teoretic văzut, da.
Să așteptăm să-l vedem, că nu știm deloc. Bine, mi-a spus că nu s-a dus acolo să-l vadă, nu nimic, s-a uitat. Adică se poate și aici să greșești. Adică nu e... Dau aia 70 de milioane pe câte unii și se trezesc că nu sunt ce trebuie. Aici e marjă mare de tot de a greși după părere. De eroare. E, n-ai cum. Bine, nici nu știu câți bani s-a dat până la urmă, că văd sume într-una schimbate, de la zi la zi. Da. Ba văd 600 de mii, ba văd un milion, că știu unii că un milion, ba unii știu 600 de mii, să nu fie vreo 300. Eu știu că sunt ca lumea sub 600 de mii. Adică nu sunt 600 ca lumea de mii niciodată. Adică 550 nu poate să fie dacă sunt ca lumea. Deci eu știu că e sub 600 de mii, nu s-au dat da. 600 de mii. Păi nu, n-a spus patronul. Poftim? De obicei spune sumele pe care le dă pe jucători. Spune de toate, da. Acum, că... Poate că i-a convenit aia, că am dat mai mult. Da, 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 un milion. Cât e un milion? Știi când e zvonul că dai mai mult și par mai puternic așa, mai urs, îți convine. Că dacă spuneau 200 de mii, atunci te nebunei. Adevărul că au făcut ceva eforturi, nu? Cu Djokovic, nu cred că îl aduci pe puțin. Da. Băluță refuză Craiova, nu cred că a venit pe puțin. Adică la salarii, da, în rest... Nu, e interesant la ei că nu au mai adus mulți jucători. Au încercat și încearcă în continuare să aducă jucători 3, 4, dar aia care au nevoie probleme mari respective, da. O să ne lămurim. Mulțumesc mult, domnilor, mă bucur că v-am avut invitați și așteptăm și rezultate mai bune de la echipele noastre. În urmă meciuri oficiale. Când contează ce mai mult. Nu m-ar deranja nici meciuri amicale să bată și după aia să bată și în oficiale. Dar o să vedem. Rămâneți cu noi, să aveți o seară liniștită. La revedere.